Bună, bine ați revenit pe canalul de YouTube Infomate. Continuăm rezolvarea testului 54 pentru evaluarea națională, clasa a 8-a. Subiectul 1 roman, exercițiul 3. Cerința este următoarea. Un tren se deplasează cu viteza de 2 km pe minut, iar un avion zboară cu viteza de 960 km pe oră. Raportul dintre viteza avionului și viteza trenului este. Pentru a rezolva această problemă, facem câteva notații și anume viteza trenului va fi notată cu V mare indice T mic, iar viteza avionului cu VA. Pentru a face calculul, trebuie să avem exprimate ambele valori în aceleași unități de măsură. Observăm că viteza cu care se deplasează trenul este exprimată în kilometri pe minut, iar viteza cu care zboară un avion este exprimată în kilometri pe oră. Astfel, va trebui să transformăm viteza trenului, exprimată în kilometri pe minut, în kilometri pe oră. Viteza trenului este egal cu 2 înmulțit cu 60 și este egal cu 120 kilometri pe oră. Pentru a afla raportul dintre cele două viteze, va trebui să scriem fracția VA supra VT este egal 960 supra 120, rezultatul fiind 8, care reprezintă varianta C. Este foarte simplu, nu-i așa? Vă aștept comentariile voastre și ne revedem în următorul video. Pa!